Nici o scuză să nu dai like, share și subscribe la acest canal sau pagina de Facebook, depinde unde urmărești. Pentru că în seara aceasta, pentru voi, Nicu Bendea, no excuse. Foarte bine că am un abdomen dezvoltat pe care pot să pun prompter să citești și tu despre ce este vorba în propoziție. Bine v-am găsit, bună seara, bună seara! Cum o ducem? Rău să aude bine a fi, ci că 23% dintre români, 23% dintre noi o ducem cam rău chiar în acest an. Se zice că 23% dintre români nu își pot permite un trai decent. Numai 23? Numai. Restul de 77% nu știu ce înseamnă trai decent. Păi dacă 2% dintre români își permit să mănânce zilnic un fruct, 2%, restul de 98% le strâng și fac pălinche. Oricum, cui pe cui să scoate, sănătate pe sănătate să scoate. Uitați-vă la japonez, că zice lumea ce bine o duc japonezii. Criză de cartofi în Japonia, cei de la McDonald's au fost nevoiți să-și reducă porțiile de cartofi. Bă, las-o în fasole, că era să zic în orez. Păi ce le trebuie lui rol cartofi, nu? Japonezii. Ei acum au descoperit de când e McDonald's-ul cartofii, că erau tot cu orezul. Aveau cartofi de orez. Da. Orice se face din orez în Japonia. Chiar și băutura. Apropo, e bine să mâncăm legume, e bine să mâncăm fructe. Uitați, specialiștii ne spun că pentru a fi în formă trebuie să mâncăm, dar tot anul, fructe de pădure, avocado și turmeric. Că așa au crescut moșii și strămoșii noștri. Ioane, du-te, adu turmericul ăsta, că simt că mă doare gâtul. Turmeric de prună. Și un avocado dimineața. Da, e, ce bun, un avocado și guacamole. Uh-huh. Bă, altfel îi lăsare soare, altfel scuipi în palmă și te apuci de muncă, domnule. Forța asta dată de alge, de sushi. Unchiul meu nu ieșea fără să mănânce sushi și kimchi, domnule. Acum un nutriționist o scos-o și pe aia, că nu mâncau corect strămoșii noștri, că slănina e nocivă. Știm că e nocivă, dacă n-are ceapă lângă ea. Dacă slănina are și ceapă lângă ea, e bomba atomică. Vă las că îmi plânge gura. buymeacoffee.com. Șotele mea lângă sau... Ai cam în frigider. Te-ai mea și usturoi de la Sohodol. Extraordinar. Cum scap de gustul de usturoi? Cu ceapă multă. Da. Da. Și dacă mănânci slănină cu usturoi, când salut lumea, zice, bă, iar ai mâncat cârnați, bogatule, nu ești în aia 23%. Da. Arigato!